Secția de etnografie a Casei Băniei a găzduit joi festivalul Datin și obiceiuri de iarnă, activitate desfășurată în cadrul proiectului național Folclorul temelia tezaurului românesc. Festivalul, cuprins în calendarul activităților naționale aprobat de Ministerul Educației Naționale, s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: obiceiuri populare românești, colinde și cântece tradiționale românești și dansuri populare. Au participat copii de la 24 de grădinițe din tot județul. Unii dintre micuți au fost cuprinși de emoții. Tu de unde ești? De la ce grădiniță ești? De la grădiniță cu ceafă. Și de ce plângi tu? Că uite, ești atât de frumos îmbrăcată și ai și... Ce-ai mânuță? Ce-ai tu acolo mânuță? Soi cumva. Și ce faci cu soi cumva? Îți spun doar o poezie. Ce spui? Ce spui? Când soi cumva? Nu, o spui. Și ești emoționată de aia? Că mami mi-a măsculat cu noaptea în cap. Păi mami te-a sculat ca să te pregătească să te îmbraci așa, să fii atât de frumoasă. Spune-mi, de ce grădiniță ești tu? De la Coțofeni. Sunteți foarte frumos îmbrăcat. De unde ai costumul popular? De la mamaie. Ți l-a făcut mamaie special? Da. Da. Și voi vă îmbrăcați de obicei când mergeți la colindat în port popular? Da. Un fapt inedit a fost că părinții nu au avut acces la festival, dar ei își vor putea urmări copiii într-un filmuleț. Cum s-a născut ideea acestui festival? De ce ați ales Casa Băniei ca loc de desfășurare? Nu este pentru prima oară, este un obicei vechi. Eu cu ani în urmă am mai fost câțiva ani inspector și de fiecare dată această activitate de sărbători am desfășurat-o aici. Acum, cu atât mai mult, că vedeți cum arată Casa Băniei și cum arată muzeul, era momentul cel mai frumos și cel mai bun să ne desfășurăm această activitate. Anul acesta am încercat să facem un filmuleț aici, de aceea a fost un pic greu pentru că părinții nu au avut acces în sală ca să putem să ne este filmulețul mai frumos și să putem să prezentăm după aceea părinților și fiecare să-și vadă copilul și sigur că a fost un pic mai greu, zic eu, ca să putem să desfășurăm astfel activitatea. Doamne, nu hai la joc, să nu fie, să nu fie prima oră.